talentant. V-am spus, bravo. V-am spus. Faci și versul și pe tot, serios. Da, e foarte mișto cum te mult. Păcat că n-am putut să o folosim la reclamă, mă rog. Motive obiective, ce să zic. Dar poate o băgăm în altă parte, știi? Facem adică? Adică facem un spectacolaj, nu știi cum ne facem noi pe alea prin parcuri. Păi, da, tu ai curaj să apari în public? Păi, de ce nu? Pentru că mă gândesc că nu e genul de publicitate potrivită pentru un om de afaceri. În niciun caz pentru Grigore Varlam, îți dai seama cum va reacționa. Dar în fond, de ce nu te-ai ținut tu de muzică? E o poveste mai lungă. În fine, o să vă rog să mă scuzați, eu trebuie să plec. Îmi place foarte mult să stau cu voi, dar chiar trebuie să plec acum. Ce vorbești? Nu pleci nicăieri. Hai, mergem la bucătărie, mai stăm de vorbă, mai bem un suc, hai. Hai, mă, vreți invitație specială, hai. Hai, Radu. Serios, unde pleci așa? Ce te... Nu vreau să o deranjez pe maică. Nu deranjez pe nimeni, mama e la liceu, n-am nicio treabă. Stai că... mă iertați, o secundă. Hei, e bine, tu? Liza, Radu, Alexandra, am sărit peste Mihai, bănuiesc că-l știi. Da. Și ea e Alexandra, iubita mea. Felicitări. De ce? Mă rog. O băiță ceva face? Nu, acum. Ai chef? Nu. Nu vrei să te simți puțin mai bine și o să fii mai... Nu, cred că... Agile un pic. Cred că e rece. E rece. Bună. Bună. Mergem în club în seara asta? Mergem, mergem. Să vină și Sonia și... A, da, uite că vină. Bună seara, bună seara. Bună seara, bună seara. Sonia, să-ți fac cunoștință. El e Max. Pare bine. Stai puțin, că pe tine te recunosc. Tu nu joci fotbal la... Bă, da, joc și foarte bine chiar. Dar unde ai găsit, mă, un fan de-al meu? Întâmplător. Din păcate, pentru tine țin cu Steaua. E bine și așa. Michi, îți place de asta? Eu sper să nu te dai la el. Ia spune-mi, de ce ești tu în seara asta cu Sonia? A dezamăgit-o Mihai, stați niștiți. Te-ai gândit tu. Îmi pare rău. Extra bine. Dați un loc. Mă, îți zic eu mai încă. Ok. Și acum ce faceți? Nu veniți pe la mine? Păi nu, Mihai, nu mi se pare o idee bună. Știi foarte bine că fața mea nu e prea bine văzută acolo și n-are rost să restric lor seara. Altă, nu știu, altă dată. Mă duc să duc pe Alexandra acasă. Dar voi doi de când sunteți împreună? Că eu n-am știut absolut nimic. Păi nici n-ai întrebat. Suntem discreți. Alexandra n-a spus nimic. Da, nu ți-a spus? Nici când ați fost în Delta? Poate mergeți altă dată și mai stați de vorbă, știi? La un pește, la un grătar, la un ceva, la o plimbare cu barca, la un pescuit. Mă face și pe mine în continuare gelos. N-ai haz deloc. De-ar fi să mor, aș fi prea fericit. Că sufletului beat de atât noroc nu-i va fi dat, mă tem, o altă împlinire. Și ea răspunde și facă Domnul ca farmecul iubirii să sporească în zilele ce vin, stăpâne al meu. Shakespeare. Super. Da, Otelo, înainte să-i se pună pata. Stăpâne! Ce vrei să spui cu asta? Nu, no, nimic, glumeam. Glumeam! Ok. Hai. Vorbim. Ciao. Hai, pune-ți-o. Am spus ce, în ce clubul mergem? Băi, nu la unde am mai fost. Băi, nu mai duc de acolo să fac asta scandal. Eu nu mă duc, eu vreau să merg undeva să beau și să stau liniștit cu dansul. Hai, 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 da, da. Cine e simpatic și cine nu în casa asta? Eu pot era!
ce te ocupă, băiete? Comerț. Banane, vechituri, chestii de-astea. Orice aduce profit. Capitalist. Buletin ai? Cum sunt? Treci și îl lași ăsta. Tu iei un interviu să vedem cu cine avem de-a face. Asta e. Nicol? Până mă întorc eu, mai dai foc la vreo discotecă? Sticle în cap la oameni? Ah, hai că am oprit, alimentez și merg. Mai, tu nu mă duci acasă, nu? Ba da, doar că... Păi doar că benzinăria asta e aproape de autostradă. Nu, e benzinăria mea favorită și trebuia să pun benzină și pun benzină și mergem, da? Auzi, frate, dar ce club e ăsta care am auzit în viața mea de el? Ți-l recomand, să știi. Ea. Muzică bună, discret, nu te deranjează nimeni. Dar eu nu mai vreau să dansez. Telică tot timpul mă calgă pe picioare. Auzi, strigă și tu faul ca la fotbal, nu? Haideți, mă, să intrăm înăuntru. Deci ca mamețică. Auzi, tu vezi de tine, da? Unde ți-e logodnicul? De ce ai venit singură? Auzi, dar tu cu cine ai venit? Cu chipeșul ăsta? Cu chipeșul ăsta. Auzi, Max, mai fii cu mine la fotbal. Să mai dai din putica asta jos. Hai. Hai. Îmi puteți să iei efectiv? Ce faci, mamă? Ștai puțin. Deci atât aș doresc. Casa... Ia, mama, ia răbăpa din casă. Nu e prea răbăpa din casă. Nu, de ce? Acum vorbești cu mine. Ce cauți acasă? Nu trebuia să fii în club? Vii să mă deranjezi, să-mi dai sonorul mai încet. Ce dorești? Iar ești singură. Soțul tău unde este? Este plecat la cărciumă. Cu lăutari și cu femei. Alte întrebări? Da. Așa. De ce nu divorțezi? Tu nu ești întreg. Ce-ți veni? Pe care e ultima lui amantă? Amalia Matescu, nu? Ea e favorita zilei. Cu tine vorbesc. Ba, scâmpii, du-te și te culcă dacă tot ai venit mai devreme. Mamă, de ce nu ne mutăm noi de aici? De ce nu plecăm undeva departe? Să scăpăm de toată nebunia asta. Aoleu, facem și poezie acum. De ce vrei tu să-mi strici dispoziția înainte de culcare? Iar trebuie să iau somnifer. Te rog frumos, lasă-mă în pace. Când pleci, dă sonorul mai tare. Hai! Hai că uite, e un caz interesant. În privința asta. De ce vreau să fie cu cine? Iar el își aduce concubina acasă. Ia uzi, își aduce concubina acasă. Nicol, ți-e rău? Păi a turnat în ea ca într-un butoi. Da, halal prieten și păi ați lăsat-o. Lasă că am avut eu grijă de ea. Să ne-ai fost cam ipocrită în seara asta. Te-ai cam dat la Max. Crezi că nu ți-a văzut decolteul? Da. Hai, Fedor, că exagerați, hai acasă. Lăsați-o că o duc eu, da? Hai. Du-o. Dar Mihai, de ce n-a venit în seara asta aici? Te rog frumos, nu mai îmi aminti de Mihai. Lasă-l în pace. Hai că te fac eu bine, da? Ce ești, doctor? Ai și uitat? N-a trecut decât o lună. Fix o lună. Tu ești eve sau fixiști? Sunt doar o iluzie. Când va răsări soarele, se dispare. Înapoi în mare. În mare. Doamne, în mare. Doamne, în mare. Acasă, dragă, unde vrei să te duc? Hai, dă-te jos, că după aia te bate tati. Hai. Vreau să mă stau aici cu tine. Dar uite ce mi-ai dat, mi-ai dat o pastilă, ce era? Aspirina, dragă. Dar nu vreau să plec, vreau să mă stau aici cu tine. Haide, du-te acum, că nu mai... Hai, fugi, gata.
Hai. Mai vreau să mai stau aici. Du-te, că m-ai zăpăcit. Du-te odată.